Mai bine de 3 ore s-au luptat pompierii giurgiuveni astăzi cu un incendiu de vegetație uscată. Incendiul s-a produs în localitatea Vadulat și se manifesta în mai multe focare în apropierea căii ferate și a unei păduri. Echipajele ajunse la fața locului au acționat astfel încât să protejeze fondul forestier și infrastructura feroviară, limitând propagarea flăcărilor. Pentru ca pompierii să poată interveni în condiții de siguranță, circulația feroviară între stațiile Zăvestreni-Vadulat de pe secția București-Videle este întreruptă temporar. Incendiul s-a extins rapid din cauza vântului puternic și punea în pericol atât pădurea cât și infrastructura feroviară. Au ars vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș și deșeuri menajere pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. De asemenea, au fost afectate 10 traverse de cale ferată din lemn. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații deschise. La caz au acționat pompierii din cadrul găzii de intervenție Roata de Jos și detașamentului Bolintin Deal cu auto specială de stingere și o cisternă. Au ars vegetație uscată, lăstăriși, mărăciniși și deșeuri menajere pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. De asemenea, au fost afectate 10 traverse de cale ferată din lemn. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații deschise.